sărbătorită. Da. Iar cineva drag ne-a trimis la dumneavoastră să vă urăm la mulți ani. Suntem echipa surpriză la domiciliul Iași și avem un cadou frumos pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și vreau să vă întreb dacă bănuiți din partea cui poate veni. Aș bănui ceva, poate, dar nu sunt sigur și ea, nu sunt sigur. Tortulețul este pentru dumneavoastră. Pentru că eu am și un mesaj și mesajul meu vine cu mult drag și dor și spune așa. Mama mea dragă, mă închin pentru toate lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru mine, pentru sprijin, pentru cunoștință, pentru răbdare. Întotdeauna mă înțelegi și îmi sari în ajutor. Iartă-mă dacă cuvintele mele te-au supărat vreodată. Ești cea mai blândă și importantă pentru mine. Un mare mulțumesc pentru tot. Toate cuvintele din lume nu sunt suficiente pentru a putea descrie dragostea ce ți-o port. Dumnezeu să-ți dea sănătate infinită, dragoste reciprocă și să-ți împlinească toate visele. O viață lungă și fericită să aveți împreună. Te iubesc infinit de mult. Cu drag, această surpriză frumoasă vine din partea Valentinei și a lui Andrei. Vă spunem și noi la mulți ani și multă sănătate. Și dacă ați putea să le transmiteți un mesaj. Îi doresc multă sănătate, bucurie. Dumnezeu să-i păzească de orice, să-i ajute să se reușească și aici au pus în gând. Și îi mulțumesc pentru tot gestul care am făcut. Pe pup!